seara și bine v-am regăsit la o nouă emisiune în direct din Timișoara. În această seară avem ca și invitată pe domnișoara Iasmina Loredana Grozia, este locoped și psiholog. Bună, Iasmina! Bună, Andra, ție și telespectatorilor voștri, dar și prietenilor noștri de pe Facebook, pentru că am văzut că emisiunea este urmărită și pe Facebook și mulțumesc frumos pentru invitație. Noi îți mulțumim că ai acceptat invitația. În această seară vom vorbi despre educație și rolul educației în împlinirea unui vis. Ce frumos sună! Educația o primim din familie. Continuăm la școală. Continuăm cu educația și în mediul universitar. Și probabil continuăm după aia la anumite programe de perfecționare sau studii de perfecționare. Cum vezi tu educația? Foarte frumos ai spus și o să încep cu începutul, mai exact, educația începe în familie. Atât de importanți sunt cei 7 ani de acasă. Probabil că am auzit foarte des această sintagmă, ai sau nu ai cei 7 ani de acasă. Și de ce spun acest lucru? Pentru că acolo ne formăm toate principiile noastre de bază. Înainte de a intra în comunitate, înainte de a merge... Acum se merge foarte devreme la creșă, la grădinițe cu program prelungit, dar înainte să ajungem acolo, totuși 2-3 ani stăm acasă. Și chiar dacă ajungem acolo, acolo petrecem foarte puțin timp, câteva ore, rămânând ca marea parte a educației să o ofere de fapt părinții noștri. După care, exact așa cum ai spus tu, educatorii sunt cei care ne fac primii pași în viață, ei ne îndrumă, apoi învățătorii și profesorii. Și mă întrebai ce înseamnă pentru mine educația și aș putea să-ți spun că educația mea, în primul rând, este suma oamenilor pe care i-am întâlnit și, bineînțeles, a lucrurilor pe care eu le-am învățat de una singurică. Însă mi-amintesc perfect că educatorii și învățătorii și profesorii mei au pus bazele a ceea ce sunt astăzi și în curând o să-ți povestesc așa cam de unde a plecat totul, căci foarte bine ai subliniat, sunt atât psiholog cât și logoped. Așa este. Iasmina, ne poți spune care este legătura între educație și împlinirea unui vis? Da. Și uite, o să-ți povestesc chiar acum cum a început totul. Eu m-am prezentat ție și ți-am spus că sunt logoped și psiholog și înainte de emisiune povesteam noi și îți spuneam cât de entuziasmată sunt de această meserie și cum ea m-a ales pe mine. Însă ce nu ți-am spus este faptul că pentru mine psihologia este marea dragoste, dacă pot să-i spun așa, însă înainte de aceasta am avut o primă dragoste, iar prima mea dragoste a fost muzica. Așadar, cumva am fost educată încă de acasă să merg pe drumul cântatului. Și am pornit de la grădiniță cu spectacolele, probabil bine știi și tu, care se întâmplă, serbările de la grădiniță, apoi serbările de la școală, urmând ca în clasa 8-a să fie un concurs de talente și în acest concurs de talente să fie nevoie de un reprezentant al școlii generale. Doamna director, Peța, m-a ales pe mine să reprezint Iasmina, tu cânti frumos, tu te duci să ne reprezinți. Am reușit să iau locul întâi și de acolo au urmat câțiva ani în care am tot mers la concursuri, m-am alăturat ansamblului Izvorașul de la Buziaș și așa am crezut eu că fac primii mei pași spre o carieră în canto. Totul a decurs conform planului, dacă putem să spunem, până în clasa a 10-a. Ba chiar am venit la Timișoara special pentru a face școala populară de artă. Am și făcut 2 ani la catedra doamnei Carmen Popoviș-Dumbravă și undeva pe la, cred în al doilea semestru de clasa 10, m-am întâlnit cu psihologia. Am fost atât de fermecată și cum îți spuneam că și profesorii joacă un rol foarte important în viața noastră, cred că mai întâi am iubit-o pe doamna profesor de psihologie și apoi am iubit materia în sine, care era cumva generală și acum când privesc în urmă, foarte, foarte vagă față de cât am studiat la facultate și la master.
Dar cumva, doamna profesor s-a făcut atât de plăcută încât eu, fiind în prima bancă, pur și simplu stăteam așa și îi sorbeam cuvintele. Și de atunci am hotărât cumva să las muzica deoparte. Am considerat că, la fel ca în orice alt vis pe care l-ai, cumva munca face ca rezultatele să fie sau să nu fie și talentul cred că este așa, undeva 2-3%. Astfel că am pornit și am studiat psihologia încă de atunci, din clasa a 10-a. Felicitări pentru cariera ta în canto, felicitări pentru determinarea ta. Și mi-ai spus că doamna profesoară de psihologie te-a fascinat. Te-a fascinat ea ca și persoană și datorită ei ai îndrăgit și această disciplină, psihologia. Consider că este important ca cadrele didactice să influențeze copiii spre o carieră, spre o dorință, spre împlinirea unui vis? Cumva nu știu cât de etic ar fi ca cineva anume să influențeze, dar cred că profesorii, la fel ca și părinții, stând foarte mult timp alături de noi, au posibilitatea mult mai ușor să ne observe talentul spre ceva. Așa este. Eu obișnuiam, așa cum ți-am spus, să fiu la serbări, la tot ce erau, ce ținea de prezentări, concursuri și așa mai departe, eram acolo. Și atunci, probabil, doamna profesor a văzut că empatizez foarte bine cu oamenii, că lucrez foarte bine în grup și a gândit, probabil, dânsa, că mi s-ar potrivi o astfel de carieră, astfel încât atunci când m-a văzut și interesată, s-a oferit să îmi povestească exact ce înseamnă psiholog, pentru că nu termini liceul și devii psiholog sau nu faci o facultate precum, nu știu, în contabilitate, cred, sau facultățile în care faci 4 ani și ai direct meseria. Aici termini facultatea, după care vine masterul, după care vine o formare și nu te poți opri cu studiile niciodată, pentru că întotdeauna e ceva nou de învățat, întotdeauna sunt conferințe la care poți participa, workshop-uri. Deja până la ora actuală am peste 300-400 de ore de dezvoltare personală și simt că nu am fost la toți oamenii la care mi-am dorit să fiu. Încă simți că ai de învățat și asta e foarte bine. Fiecare simțim că avem de învățat și e bine să ne preocupe acest lucru. Care este legătura dintre educație, educația școlară și drumul acesta spre succes? Primim descurajări din partea familiei. Probabil familia nu-și dorește pentru noi ceea ce ne dorim noi. La școală suntem susținuți pe o anumită direcție, ni se dau anumite sugestii. Cum să fac alegerea? Cum să-mi aleg visul? Da, eu am și un canal de YouTube și acolo obișnuiesc să vorbesc foarte des cu tinerii și cu adolescenții și îmi pun tot felul de întrebări. Mama nu este de acord să merg la liceul respectiv, nu mă susține și așa mai departe. Sau pur și simplu ajung în stadiul în care trebuie să dea bacalaureatul și nu știu încotro să se îndrepte. Și atunci eu îi sfătui și acolo pe YouTube și acum aici, prin intermediul vostru, să nu se impacienteze, pentru că nu toți știm la 7 ani ce vrem. Nu așa este firesc. Important este să urmăm școala generală, să alegem un liceu cât de cât apropiat de dorințele noastre, de aptitudinile noastre și de potențialul nostru, pentru că trebuie să recunoaștem fiecare dintre noi, ne naștem cu un talent, un talent, e mult spus așa împachetat, cu mai mult o deschidere. Avem 2 emisfere, una este pentru partea realistică, iar cealaltă este pentru partea creativă. Așadar, dacă un copil este foarte talentat la muzică, de exemplu, se vede această vocație încă de mic. Dacă tu insiști ca părinte să-l duci să-l faci matematician, s-ar putea să-i fie greu. Nu spune nimeni că este imposibil, pentru că, așa cum spuneam, prin muncă putem să ajungem la ceea ce noi numim succes. Dar dacă îl ajuți în ceea ce el este deja îndrumat și în ceea ce el are potențial, ai mult mai multe șanse ca acel copil să aibă reușite. Și așa cum spuneam, adolescenții n-ar trebui să fie neapărat, nu știu, impacientați, ok, o să termin liceul și nu știu ce o să fac. Ai grijă să fii ok, să înveți cât de
mult poți din fiecare materie, pentru că cu siguranță toate te vor ajuta în viață. Așa este. Și bacalaureatul are rolul lui. După aia ajungem la facultate. Facem ceea ce ne-am dorit sau poate nu. Cum continuăm? Ce facem după facultate în găsirea unui job, să zic așa? Este mai greu în ziua de astăzi să-ți găsești un job. Ce îi sfătuiești pe tineri? Uite, mi-aș dori să fac o mică paranteză, că tot ai pomenit de bacalaureat. Probabil pe vremea noastră noi am fost ultima generație când bacalaureatul se dădea fără camere de supraveghere. Și acum îmi dau seama că, de fapt, problema nu este neapărat că se pun camere, că, nu știu, poate copiii nu mai pot copia și așa mai departe, cât cred că presiunea faptului că cineva te supraveghează. Din punct de vedere psihologic, eu așa o văd, pentru că nu vreau să cred că ai ajuns 12 ani și încă ai vrea să copiezi lucruri pe care, nu știu, poate le făceai la începutul clasei a 9-a și ți-ai dat seama după, pentru că trebuie să recunoaștem, copiii din ziua de astăzi sunt foarte, foarte deștepți și foarte inteligenți, că de aceea se și numesc generația Z. Ce cred că le lipsește este sprijinul, și aici este, de fapt, rolul nostru, al părinților, al psihologilor, al logopezilor, al asistenților sociali, să-i ajutăm să fie mai descurcăreți în viață. Ei aleg două variante. Vreau, nu vreau, pot, nu pot. Și sunt cumva obișnuiți să facă totul foarte ușor. Eu mi-amintesc că mama a aplicat cu mine o teorie foarte importantă, teoria motivației. Nu știu dacă ea știa la vremea aceea ce face, dar a făcut foarte bine, astfel încât pentru fiecare notă bună pe care o aveam, pentru fiecare purtare exemplară, mă răsplătea într-un fel. Asta nu înseamnă că îmi cumpăra un iPhone, pentru că nici nu exista iPhone, dar mă răsplătea într-un fel. Avea grijă fie să mă ia în brațe mai puternic, fie să mă felicite în momentul în care venea o vecină la noi, și de asemenea îmi taxa cât de puțin momentele în care poate a mers cu tema nefăcută, deși erau foarte rare, căci mă verifica. Și de asta spun că cumva parcă am pierdut această noțiune acum ca și părinți, și spun asta din experiența părinților care vin cu copiii la noi la cabinet și ne povestesc: uite că abia am timp să ajung aici, abia am timp să-l duc la not, la karate. Și atunci, pe cât pot dintre ei, încerc să-i îndrum să nu chinuie copilul să meargă în 10 părți, să încerce chiar de toate într-un an, pentru că și așa curriculum școlar este foarte, foarte, foarte încărcat și cumva abia mai fac față. Și pe lângă toată treaba asta mai este și acest, cum să spun, această atracție, și anume internetul, care pe de o parte este nociv, pe de o parte nu. Mă întrebai ce facem dacă ajungem la facultate, terminăm o facultate și ajungem probabil să profesăm și ne dăm seama că nu este ceea ce ne-am dorit. Eu, evident că este o cale de întoarcere și de aici, căci putem oricând să ne schimbăm profesia, dar aș încerca mult mai mult să prevenim aceste situații, pentru că e mai ușor să previi decât să repari, și să încercăm să ne gândim la ce suntem noi buni și la ce ne place. Și un citat foarte drăguț spune: dacă ar fi să nu fii plătit, la ce job ai merge în fiecare zi și să mergi cu plăcere? Este un exercițiu foarte bun de gândire. Și o întrebare care trebuie să-și o pună toți tinerii, chiar și noi, dacă ne împotmolim pe drum și vrem să apucăm altă cale. Așa este, așa este. Nu cred că este vreun capăt de drum. În generația mea erau oameni de 40 de ani care atunci au făcut pentru prima oară o facultate, căci pe vremea lor nu își permiteau din punct de vedere financiar, sau poate că erau altele condițiile, sau poate că au făcut deja o facultate și au o meserie și acum și-au dorit să încerce altceva. Și întotdeauna am susținut urmarea visului, pentru că până la urmă, dacă pe noi nu ne facem fericiți, nu putem să fim nici mai buni, nici să-i facem pe ceilalți fericiți, nici să fim cumva în societatea noastră să aducem măcar puțin de bine. Că eu așa cred, că
Asta este rolul nostru pe pământ, să fim niște oameni mai buni și să lăsăm în urma noastră o lume mai bună, lucru pe care putem să-l facem evident prin noi, purtarea noastră și prin faptul că ne facem pe noi fericiți, dar mai ales prin investiția noastră în copii, căci ei sunt, așa cum ți-am spus și ție, viitorul nostru. Ei sunt viitorul, așa este. Haideți să ne întoarcem puțin la mediul preșcolar. Educatorii au un rol foarte important în educația copiilor, cât și familia. În ce măsură trebuie să colaboreze familia cu mediul școlar? O întrebare foarte bună. Cred că astăzi, mai mult ca niciodată, părinții ar trebui să fie cei mai buni prieteni ai educatorilor și invers. Nu concep acele momente în care, probabil cu toți am văzut pe Facebook diferite poze în care părinții vin și le reproșează diverse profesorilor, nici vorbă. Pentru că odată ce copilul învață să respecte o autoritate, căci profesorul este o autoritate și o enciclopedie vie, va învăța să respecte foarte multe lucruri în viață și de acolo își va pune bazele principiilor lui morale. Și cred că o colaborare continuă și deschisă între profesori, mai degrabă între profesori, căci la educatori e mult mai simplu, dar mai degrabă între profesori, mai ales de școală generală și mai ales când se ajunge la liceu, dirigintele ar trebui să aibă cel puțin o ședință cu părinții, măcar săptămânală, și nu spun neapărat să fie fizică, pentru că cu toții suntem foarte ocupați, avem o grămadă de treabă în fiecare zi, dar avem WhatsApp. Haideți să luăm partea bună a internetului. Avem atâtea metode prin care putem să facem o videoconferință de grup și să stăm puțin de vorbă, să vorbească cu fiecare în parte. Astfel s-ar ști exact în ce stadiu este copilul, pentru că ne confruntăm din ce în ce mai mult cu anxietatea, cu abandonul școlar, cu depresiile, ca să nu zic că avem și cazuri de suicid. Și toate lucrurile acestea se întâmplă pentru că acești copii nu sunt văzuți. Îi intră într-un cont de umbră și sunt cumva foarte presați de școală, de ce se întâmplă în familiile lor, pentru că nu în fiecare familie este totul roz, nu în fiecare familie sunt doi părinți, nu în fiecare familie poate este mâncare de ajuns, așadar de la caz la caz lucrurile diferă, dar cred că dacă psihologul școlar s-ar implica, căci, așa cum spuneam, mie cumva pot să spun că mi-a schimbat viața și m-a ajutat să îmi găsesc drumul. Căci eu așa îmi place să-mi spun că eu am ales psihologia, iar logopedia m-a ales pe mine. Și acesta este doar un exemplu ce ți-am dat cu psihologul școlar. Pe urmă, profesorii din facultate au avut un mare cuvânt de spus în ceea ce sunt eu astăzi și îmi amintesc perfect prima mea notă de 7, obișnuită la școală, la sat, într-un mediu cu mai puțin copii. Evident, și notele erau mult mai ușor de luat, notele mai mari. La facultate totul era diferit, foarte multe materii, foarte mult conținut în puțin timp și mi-amintesc perfect cum profesorul a venit și mi-a spus: de ce ești supărată? Gândește-te, este doar o notă. Nota aceasta nu te definește. Și atunci am privit-o cu încredere și nu prea, dar acum îmi dau seama cât de important este să nu punem presiune pe copiii noștri și să le cerem 10 întotdeauna. Să le cerem să dea cât pot ei de mult, să-i îndemnăm să se străduiască, să fie din ce în ce mai buni, dar nu toți trebuie să facem performanță. Așa, Simona Halep este doar una și ne bucurăm și ne mândrim cu ea, dar sunt cu siguranță o mulțime de copii talentați în România și nu doar în tenis, am făcut acum referire la ea, dar cu siguranță dacă fiecare dintre noi face cât poate, acolo o să-și găsească de fapt fericirea și bucuria și întotdeauna să fie comparat cu el cel de ieri și nu cu fratele, colegul, că și de acolo pleacă cumva frustrarea sau anxietatea și cine știe în ce se dezvoltă pe mai departe. Așa este, Iasmina, și sfaturile tale cred că sunt foarte folositoare. La facultate. Mergem la facultate și ne întâlnim, cum ai spus și tu, ai luat prima notă de 7, ai fost puțin supărată, nu erai obișnuită. Probabil în acest caz au fost mulți tineri. Nu erau obișnuiți cu volumul de materii și de discipline,
și s-au delăsat pe parcurs. Așa este. Ce ne-ai putea spune în acest sens? Cum să facem față? Da, mi-amintesc cu tristețe că am intrat a 10-a din 300. Și mi-am zis, wow, 300, am plecat dintr-o clasă de 3 și am zis 300. Când am văzut amfiteatru arhiplin, am fost foarte entuziasmată. Și mare mi-a fost mirarea să văd după prima sesiune că au dispărut 100 de persoane. După doar câteva examene, 100 de persoane și-au dat seama fie că nu este locul lor, fie erau la a doua facultate, fie cine știe ce motive, poate că este prea greu, poate pentru că, nu știu, nu este exact ceea ce se așteptau. Acum s-a întâmplat și se întâmplă în continuare și din ce în ce mai bine ca în primele zile ale facultății câțiva asistenți să facă așa un soi de ședință de grup, să spargă gheața, așa îi spunem noi, să spargă gheața grupului, astfel încât să evite pe cât posibil formarea de bisericuțe. Să se încerce, dacă nu să se și reușească, închegarea unui grup cât mai solid, pentru că ei vor lucra foarte mult pe viitor. Psihologia nu este doar o facultate, nu știu, îmi vine să fac așa o comparație cu facultatea de litere, în care pui accent foarte mult pe studiul singular. Aici lucrez foarte mult în grup, lucrez pe studii de caz, citești ce este drept și acasă, dar foarte mult lucrez în grup și atunci profesorii reușesc în primele zile să spargă gheața și să-i pună la curent pe viitorii studenți cu ce se va întâmpla, cam care sunt materiile, cam ce vor face, cam unde vor ajunge după ce vor termina. Și prima întrebare este, ce știți voi despre psihologie? De ce ați venit la psihologie? Și mare mi-a fost uimirea să aud, am văzut că nu se studiază matematică. M-am gândit la care să vin și am crezut că e bine să intrăm aici. Deci, adică ar trebui să fim puțin mai responsabili, chiar dacă avem doar 18 ani, și să încercăm să nu irosim 3 ani din viața noastră până la urmă pe o facultate care poate nu ni se potrivește. Căci, așa cum ai spus și tu, se poate pe parcurs să ne schimbăm, dar mai dacă de la început am ales greșit. Și mulți tineri nu sunt hotărâți în ceea ce vor să facă. Fac o facultate, mă înscriu, văd eu după aia, fiindcă mama și tata mi-au spus că este bine să merg să fac facultatea de drept, să fiu avocat, am un salariu mare, IT-știi câștigă bine, mă duc la facultatea de informatică. Pe acest criteriu, mulți tineri își aleg o facultate. Nu își aleg în funcție de vocație, în funcție de abilități, aptitudini, nu sunt îndrumați în acest sens. Și după aia își dau seama că nu e ceea ce îmi place, nu-mi place să stau toată ziua la un birou, în fața unui calculator, eu sunt mai activ, sunt mai sportiv, vreau muncă de teren. Terminăm facultatea, ne dăm seama că nu este ceea ce ne place, încercăm și pe ce cale să o apuc dacă mă blochez. Uite, o să încep prin a-ți spune o povestioară tristă, amuzantă. Am ajuns acasă în urmă cu 11 ani, vezi tu și acum sunt reticențe în ceea ce privește mersul la psiholog, imaginează-ți acum 11 ani. Și le spun alor mei, m-am hotărât, o să merg la facultatea de psihologie. Iar unchiul meu îmi spune, cum? Și după o să lucrez cu nebunii? Pentru că diferența dintre psihiatrie și psihologie nu era foarte clară la acel moment și dacă mergi la psiholog, ce o să gândească vecinul despre tine? Ce părere o să aibă șeful tău? Și cumva, exact așa cum spui tu, s-ar putea ca părinții să ne dea aripi sau să ni le taie. Și atunci depinde iarăși de noi cum facem să îi convingem că ceea ce am ales ne este pe plac și ni se potrivește. Și lucrul acesta nu putem să-l facem doar după 14-15 ani, după ce am reușit cât de cât să ne dăm seama care sunt pașii pe care i-am făcut în viață. Și până atunci responsabilitatea cade pe umerii părinților. Și așa cum spuneai tu, ajungem la facultate și aici ne trezim pe holuri și nu știm exact ce să facem sau cu vreo meserie nepotrivită. Nepotrivită, așa este. Așa este. La mediul școlar, la mediul primar, vreau să ne întoarcem și să îmi spui
Din propria experiență, mă gândesc că ai pacienți, copilași de orice vârstă și mi-ai spus că e și locoped și psiholog. Cu ce probleme se confruntă părinții în mediul școlar în ziua de astăzi? În momentul de față, pentru mine, cei mai importanți sunt copiii. Eu cred foarte mult în formarea sistemică și cred că tot ceea ce suntem noi, suntem datorită sau din cauza mediului din care provinem. Și aici mă refer la părinți, la vecini, la mica noastră societate de acasă, copiii din parc, educatorii cu care intrăm la grădiniță sau profesorii în contact. Astfel că mă focusez în acești ani special pe copii și problema cea mai mare în logopedie este faptul că ei nu pot să vorbească foarte bine sau au probleme de întârziere mentală. Iar mai departe, în școala primară, cea mai mare problemă o reprezintă bullying-ul sau sâcâitul, cum îi spunem noi, că râdem de un copil. Și o să le iau puțin pe rând, să-ți spun că problema părinților de cele mai multe ori nu este o problemă. Ei petrec acasă 2-3 ani cu copiii și li se pare că este absolut normal. Acum, fiecare mamă este cea mai bună mamă pentru copilul ei. Fiecare dintre părinți hotărăște cum dorește să-și educe copilul, când să-l ducă la medic, dacă să-l vaccineze, dacă să nu-l vaccineze, câte case, atâtea obiceiuri. Însă, când se avansează și se trece de 4 ani, deja și studiile ne trag un semnal de alarmă, pentru că, așa cum îți spuneam, copiii de astăzi sunt mult mai dezvoltați decât eram noi, părinții și bunicii noștri. Copiilor de astăzi li se dă mult mai mult permisiunea și încurajarea să vorbească, să fie deschiși, li se spune mult mai des te iubesc. Și atunci, ca un copil să înceapă să vorbească la 4-5 ani, deja ne ridică semne de întrebare. Dacă noi vorbeam la 2 ani, 3 ani, ne așteptăm de la ei și mai devreme, pentru că ne focusăm pe ei, mai ales în primii ani de viață. Și problema celor mai mulți dintre părinți este abia când ajung la grădiniță și acolo educatoarea, nu știu, logopedul sau pur și simplu copiii le atrag atenția și le spun ok, nu mă pot înțelege cu copilul, se întâmplă să nu-l pronunțe bine pe r, și atunci la sugestia educatorului cei mai mulți dintre părinți aleg un logoped. Însă, spre bucuria mea și de fiecare dată îi felicit, sunt părinți care vin din propria inițiativă și ne spun, uite, noi credem că al nostru copil ar trebui până la vârsta aceasta să facă așa, 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 așa. Am venit pentru o părere a specialistului. Sau, a fost un părinte foarte deschis pe care l-am felicitat în prima secundă și mi-a spus, doamna psiholog, eu vă spun un lucru, eu sunt de vină. Copilul nu vorbește bine din cauza mea. Păi zic, cum s-a întâmplat asta, domnul meu? Păi simplu, eu mai am două fete mai mari, am două afaceri, mă ocup de toate și atunci îmi e foarte greu să am timp și pentru cel mic. Îl iau cu mine peste tot, dar recunosc că nu-i acord atât timp cât ar trebui. Și sunt mult, mult mai de felicitat astfel de părinți care au curajul mai întâi față de ei să recunoască că undeva au, nu putem să spunem că au greșit, pentru că în acel timp cumva l-au împărțit tot pentru binele copilului, să fie bine, dar din alt punct de vedere. Și au reușit să aibă curajul să recunoască și față de un străin că au nevoie de ajutor. Și acest lucru ar trebui să-l facem cu toții, să nu ne fie rușine să mergem la psiholog dacă avem o problemă cu soțul, cu familia sau pur și simplu cu noi înșine, o problemă nerezolvată din trecut, să nu ne fie rușine să mergem cu copilul la psiholog de teamă că ce-ar putea crede celelalte mămici din parc sau mai știu eu ce. Pur și simplu să recunoaștem că în momentul acesta este o problemă și o rezolvăm. Atât de simplu. Fiecare problemă poate fi rezolvată, numai că trebuie să alegem corect și spre binele copilului, mă gândesc eu. Fiecare părinte greșește și, cum ai spus și tu, important e să-ți recunoști ție și să încerci să repari cât poți. Iasmina, mi-ai spus că ești psiholog, te întâlnești cu multe cazuri, mulți părinți se plâng că intervine o perioadă în care copiilor își creează anumite anturaje, merg prin anumite locuri, sunt puțin mai rebeli și lasă deoparte școala, lasă deoparte activitățile extra și neglijează acest segment.
Ce îi sfătuiești? Cum îi sfătuiești să acționeze în acest sens? Așa este. Din păcate, avem trei monștri care stau la pândă asupra copiilor, și anume internetul, drogurile și anturajul, care vine așa cumva mână în mână cu abandonul școlar. Sfaturi aș putea să-i dau doar fiecărui părinte în parte, și sunt foarte mult, e foarte mult spus sfaturi. Am putea să discutăm pe fiecare poveste în parte, pentru că fiecare este diferită. Dar, în general, dacă pornim de la o bază solidă și încercăm pe cât putem să avem o relație deschisă cu copilul, să avem încredere în el, să îi oferim încredere, să nu punem presiune din niciun punct de vedere, dar întotdeauna să-l încurajăm să fie deschis, cred că atunci copilul nostru ar avea o mult mai mare deschidere și un mult mai mult curaj să vină să ne spună, în cazul în care, nu știu, a luat contact cu vreo anume persoană. Și este iarăși foarte important să-i cunoaștem prietenii, să mergem noi să-l conducem la un majorat sau la ziua unui prieten, să nu lăsăm, ok, ia bani și du-te cu taxi, să verificăm pe cât se poate cu cine vorbește la telefon, cât stă pe telefon, de la ce vârstă are telefon, cred că de aici ar trebui să începem, de fapt, accesul pe internet, cum se face, are propriul calculator în camera lui, poate noaptea să stea oricât vrea el, chiar și când noi dormim, sau calculatorul, laptopul se află într-un spațiu comun, cum ar fi sufrageria. Este foarte important să vedem de unde se pleacă, pentru că dacă copilul ne-a mințit odată, dacă copilul ne-a ascuns un lucru odată și a văzut că i-a reușit, vor continua aceste lucruri și cu siguranță nu vor duce la nimic bun, iar repararea, așa cum am spus, este mult mai greoaie decât prevenția. Și întotdeauna arătat copilului și spus copilului, așa cum discutăm despre mâncare și despre nu e voie să mănânci aia și e voie să mănânci cealaltă, așa cred că ar trebui să discutăm și despre vicii. Să știe copilul exact ce se întâmplă dacă eu în momentul de față pun tutun în gură, ce se întâmplă dacă folosesc alcool. Și explicat fără niciun menajament, acum bineînțeles ținut cont și de vârstă, că cine vrea să traumatizăm copilul, dar cred că în perioada adolescenței este o vârstă ideală de a-i arăta copilului și efectele mai negative ale acestor substanțe și pur și simplu să-i le punem pe masă. Și atunci el să poată, bineînțeles, la această vârstă el deja discerne răul de bine și să poată să aleagă ceea ce este bine pentru el. Mulți copii vin acasă și spun că a văzut la școală, așa fac toți colegii. Toți colegii fumează, a trebuit să încerc și eu, și eu, dacă nu se integrează în acel grup, este exclus. Și în aceste cazuri, educatorul sau învățătorul sau profesorul, cum să reacționeze și cum să îi supravegheze pe cei care fac așa ceva? Așa este. Mi-amintesc perfect că la mine în liceu erau camere de supraveghere și garduri înalte, iar în partea de sus aveau sârmă ghimpată. Și eu am stat foarte bine și m-am uitat, o fi liceu cu specific de armată, am greșit, ce s-a întâmplat? Și în primul an îmi amintesc cât de răzvrătiți eram noi copiii, chiar dacă erau poate 10 copii în tot liceul care fumau, cât de răzvrătiți eram, că eram atât de poziți, eram la uniformă și parcă cineva se uita veșnic la noi, careuri săptămânal, nu înțelegeam ce se întâmplă. Abia după vreo 2-3 ani, când m-am mai deșteptat, am înțeles că toate aceste lucruri mamei mele și nu numai, îi ofereau un somn liniștit, pentru că știa că atâta timp, de la 8 la 3, cât era 2-3, copilul este în siguranță. Erau camere de supraveghere peste tot, nu aveam voie să părăsim incinta școlii, era un magazin cu cornuri, puteam să ne luăm din incinta școlii, ni se sugera să ne luăm de acasă sandvișuri, apă, astfel încât să nu fii nevoit. În pauză ieși, mergi la baie, mănânci, te recreezi și atât. Nu ai nevoie să mergi în parcuri de lângă sau mergi să-ți iei un suc și de fapt ai timp și de o țigară. Și cumva cred că iarăși este rolul părinților aici de a alege liceul pentru copiilor sau școala pentru copilul lor. Și cum spuneam mai devreme, dacă cumva, pentru că trebuie să recunoaștem, pe baza notelor intrăm la anumite licee și în anumite clase, și atunci am putea să explicăm și asta copilului. Uite, poți să intri la un liceu mai bun, poți să ai grijă să fie în regulă.
Căci în ziua de astăzi foarte mult se pune accent pe bullying sau se întâmplă foarte mult bullying și atunci am putea să prevenim și treaba asta prin mulți factori. Odată alegem foarte bine școala, liceul, a doua oară avem o relație foarte bună cu profesorii, dirigintele, directorul, facem vizite cât de des se putem. Fie și dimineața, 2 minute, când lăsăm copilul sau la prânz când îl luăm, să fie tot timpul o transparență în toate relațiile, și cu copilul și cu profesorii. Iar în cazul în care totuși se întâmplă așa ceva în școală, cred că tot psihologul și dirigintele ajută, pentru că dirigintele este cumva prietenul copiilor. Dacă în anumite, nu știu, zile, momente, domnul director este bau-bau, dirigintele cu siguranță își ia așa cumva aliura de părinte și își protejează clasa. Și atunci cred că cea mai eficientă este discuția cu dirigintele și dirigintele să-l îndrume spre psihologul școlii sau spre un alt psiholog. Foarte multe cabinete lucrează cu casa de sănătate, astfel încât îi sfătuiesc pe părinți să întrebe lucrul acesta încă de la început, căci trebuie să recunoaștem și banii sunt un impediment în a merge și a cere astfel de ajutor, un astfel de servicii, și atunci să întrebăm, putem beneficia gratuit, să întrebăm la școală, să întrebăm la medicul de familie și am spus, cred că soluția ideală este echipa, să fie o echipă. Singur nu prea reușim multe, dar cu o echipă cred că putem. Și dacă facem în echipa noastră, îl includem pe copil și, așa cum spuneai tu, să punem întotdeauna binele copilului pe primul loc, cred că vom avea rezultate fericite. Așa este. Psihologul școlar. Ce rol are psihologul școlar în educația unui copil? Eu cred că are un rol la fel de important ca și dirigintele. Recunosc că nu sunt la zi cu exact ce face psihologul școlar în zilele noastre, pe lângă ceea ce trebuie să facă și testele pe care trebuie să le aplice, dar cred că este acolo ca un prieten neutru. Și mi-ar place mult mai mult să fie pus în evidență acest lucru, copiii să știe treaba asta. Uite, aici este cabinetul psihologului, așa cum ți se prezintă cabinetul medical și ți se spune că marți de la 8 la 5, dacă ai o problemă, poți să te duci. În fiecare zi, dacă te doare burtica, dacă ai o anumită problemă, te duci că-i doamna asistent acolo negreșit, așa să știi că este și domnul psiholog sau doamna psiholog, pentru că, așa cum spuneam, în fiecare zi apar tot felul de motive și în liceu cred că cea mai mare problemă pe lângă bullying o reprezintă faptul că aparținem sau nu aparținem unui grup. Pentru că este în nevoia noastră de bază să aparținem unui mediu și unui grup și întotdeauna vor fi copii mai populari, copii mai dezinvolți și copii mai timizi, mai retrași, care poate și-ar dori să iasă mai mult în evidență, dar încă nu au suficient curaj. Și atunci poate că ei au nevoie să discute cu cineva, totuși să li se ofere acea doză de atenție de care ei au nevoie și să știe că o pot găsi la cabinetul psihologului școlar. Din câte am auzit, mulți copii se plâng că nu știu unde este cabinetul psihologului, nu prea este prezent în cabinet, nu știu ce să-i spun și dacă am ce problemă, cu ce problemă m-ar putea ajuta, în ce problemă am ea m-ar putea ajuta. Dacă am probleme acasă, e foarte reticent să se ducă la psihologul școlii, fiindcă da, comunicarea cu părinții este mai proastă, să zic așa. Ce să fac acești copii? Să întrebe dirigintele, să stea de vorbă prima dată cu dirigintele și după aia să-l ghideze către psiholog, fiindcă sunt anumite probleme în școală în ziua de astăzi. Da, din păcate, așa cum spuneam, sunt licee bune și licee mai puțin bune și sunt convinsă că nu fiecare liceu are propriul cabinet cu propriul psiholog sau cu medic sau cu asistent. Mai ales școlile din mediul rural, să ne gândim. Așa că nu există. Și unde poate că nu există un psiholog pe o rază de 20 de kilometri. Se întâmplă să vină la noi la cabinet oameni și din alt județ, că nu au găsit în apropierea lor. Cred că dacă nu găsești un sprijin în părinți, și aici vorbesc direct cu copiii care ne urmăresc, adolescenții, tinerii,
Următorul om la care poți apela este dirigintele și medicul de familie. Dacă ai o legătură și poți ajungi la medicul de familie, el cu siguranță te poate ajuta și te poate îndrepta spre un psiholog care să poate lucra gratuit cu tine. Sau, așa cum spuneam, poate că înainte de a ajunge la psiholog, dirigintele reușește să facă cumva diferența. Și în același timp, dirigintele să fie apropiat de clasă și de copiii lui. Dragi telespectatori, vă aștept să intrați în direct, în număr cât mai mare, pentru a ne pune întrebări, dacă aveți întrebări pentru Iasmina, sau să ne arătați unde sunteți în vacanță, pe unde călătoriți. Suntem și noi curioși să vedem unde sunteți în această vară, dacă sunteți la o petrecere, dacă sunteți în vacanță sau călătoriți în altă țară, de ce nu, și doriți să transmiteți gânduri bune celor de acasă, vă așteptăm în direct la numărul de WhatsApp. În continuare vom lua o scurtă pauză publicitară și ne vom întoarce cu Iasmina să continuăm discuția pe tema educației și nu numai.
Am revenit cu domnișoara Loredana Iasmina Grozia, logoped și psiholog. Vreau să vă anunț să puneți mâna pe telefon, să vă uitați pe pagina noastră de Facebook, Sud-Vest TV, și dacă aveți întrebări, să nu ezitați să intrați în direct la numărul de WhatsApp afișat și veți primi un cod de acces. În urma codului pe care îl veți primi, cu acel cod vă registrați și puteți să intrați în direct. Iasmina, te rog frumos să-mi zici dacă internetul influențează în ziua de astăzi și în ce sens influențează internetul educația celor tineri. Da, internetul ne influențează în toate, așa cum îi îndemnai și tu pe telespectatorii tăi să ne spună pe unde sunt și în ce vacanțe. În primul rând, când dorim să ne alegem vacanța, ne uităm pe internet. Așa să este. Vedem oferte, acolo ne facem toate rezervările. Mai nou, nici măcar cardul nu-l mai folosim. Totul este în aplicații, totul este pe telefon și avem un telefon care rezolvă toate problemele. Aproape că nu mai avem nevoie nici de laptop. Însă, ca orice lucru bun, vine și cu câteva lucruri mai puțin bune. Și anume, dacă în partea de avantaje am putea să numim, nu știu, încep eu cu avantajele care au fost pentru mine în primul rând, faptul că am fost aproape de rudele din străinătate. Reușeam să le văd foarte rar, când reușeau ele să vină o dată de două ori pe an. Acum, printr-un simplu video call, putem să ne vedem oricând și la orice oră, bineînțeles dacă avem o legătură Wi-Fi sau de date. Dar există și dezavantaje. Și aceste dezavantaje se văd cei drept și la noi, la adulți, dar în mare majoritate a timpului se văd la copii. Pentru că tindem să facem o greșeală foarte mare și anume venim de la serviciu cei drept, lucrăm foarte mult și atunci venim obosiți și când copilul ne cere atenție și cere să se joace cu noi, noi ce facem? Îi întindem telefonul. Stai puțin pe telefon, joacă-te, stai puțin pe laptop și lucrul acesta este bun într-o anumită măsură, căci îi dezvoltă creativitatea, îi dezvoltă tot felul de strategii, îi dezvoltă inteligența, îl ajută să se descurce în viață și inclusiv în grupul în care se întoarce a doua zi la școală, la grădiniță, dar îl și influențează negativ. Nu intrăm în detalii de genul cum ne influențează Wi-Fi-ul și lumina telefonului, ci mergem mai profund la faptul că devenim dependenți de acea mișcare, de a relua din nou activitatea noastră pe telefon, chiar dacă numai ce am încheiat-o, și ajungem de la câteva minute în care lăsăm copilul să se joace la a sta copilul foarte mult pe telefon sau în fața televizorului, nu știu, uitându-se la desene. Și cu mare tristețe recunosc că foarte mulți părinți mi-au venit cu această problemă, spunându-mi că cineva i-a diagnosticat ca fiind autiști. Este foarte grav pentru că mai nou a apărut termenul de autism viral și autism virtual, pentru că autismul acesta este viral în sensul că unii dintre noi nu studiem în profunzime problema și ne grăbim așa în a pune etichete. Copilul are autism. E foarte greșit și aproape imposibil să-i spui unui copil după o singură ședință că are o astfel de problemă. Și autism virtual, tocmai din această cauză, că este foarte, foarte mult expus televizorului, laptopului, telefonului. Am văzut și cu siguranță puteți vedea și dumneavoastră și noi toți, cu o simplă plimbare prin centru, putem să vedem copii de 1, 2, 3 ani care stau cu minți la terasă alături de părinții lor, dar au un telefon în mână. Și este foarte îngrijorător și aș vrea să vă spun prin acest intermediu că oricare copil din lume, și dacă este vreunul care nu face așa, vă rog să-l aduceți la mine, oricare copil din lume renunță la orice tip de gadget în favoarea părintelui, a câinelui, a fratelui, a
unei persoane vii care îi acordă atenție și care se joacă cu el. Așadar, dacă am fi din nou responsabil, căci mereu mă întorc la acest cuvânt, la responsabilitate, dacă am fi puțin mai responsabil față de copilul nostru, am putea să întâmpinăm aceste probleme cu care, iată, că ajungem până la logoped și la psiholog. Și totuși se rezumă la timp, la timpul pe care ca părinte îl petreci cu copilul tău. Cred că rezolvarea ar trebui să îți găsești timp, să îți petreci timp cu copilul tău, nu să lași în grija bunicilor, cum se întâmplă foarte des, și copiii nu prea mai au parte de timp cu părinții. Despre acest fenomen, mulți copii sunt lăsați cu bunicii, lasă că stă cu bunica, lasă că vine bunicul după el să-l ia de la grădiniță, îl duce bunicul sau bunici împreună și se rup puțin de părinți. Bunicii devin ca și o familie pentru acesta. Da, aici avem mai multe aspecte ale problemei. Avem diverse familii în care părinții sunt nevoiți să plece în străinătate pentru a munci și atunci, din lipsa de a-i putea lua cu ei, pentru că acolo trebuie să muncească, copiii sunt lăsați acasă în grija bunicilor. Nu este un dezavantaj foarte mare că bunicii sunt cei care au grijă de copii, dar se vor vedea urmele lipsei părinților. Asta în cazul celor plecați, iar în cazul celor care sunt acasă și lipsesc, știu eu, poate o oră, două, până când vin de la muncă, acest timp ar putea foarte bine fi recuperat în următoarele două, trei ore, până când copilul merge la somn. Și aceasta este și problema cea mai mare, îmi spun părinții, nu doarme copilul, stă până la 12:01 pe telefon. Ok, da. Cine îi dă telefonul în mână? Cine îi încarcă telefonul? Pentru că, nu știu voi, dar mie mi se descarcă foarte repede. Și atunci sunt câteva întrebări pe care iarăși noi, ca și părinți, ar trebui să ni le punem și ar trebui să ni le punem dinainte să avem copii. Știu că ne căsătorim, știu că facem lucrurile conform unui plan sau să fim în rând cu lumea sau pentru că așa ne dorim, căci un copil este întotdeauna o binecuvântare, dar înainte de a face un copil sau măcar în primii lui ani de viață, ar trebui să fim puțin responsabili și să ne gândim ce putem noi să-i oferim copilului. Și aici nu mă refer neapărat la o cameră umplută cu desene minunate și picturi din desenele lui preferate sau nu știu ce haine de firmă și așa mai departe, ci ca bagaj mental, emoțional, ce putem noi să-i oferim copilului? Avem timp pentru el sau avem o slujbă în care, nu știu, plecăm dimineața la 8 și ne întoarcem seara la 8? Cum va avea copilul primului an din viață? Va trăi doar la o grădiniță cu program prelungit, după care va merge la un after school, va veni acasă la 8, va mânca, va face un duș și va dormi? Sau vom avea cu adevărat o viață de familie? Și atunci decizia va rămâne iarăși la fiecare dintre noi. Iar în cazul în care copiii cresc cu bunicii, singura mea rugăminte pentru bunici în cazul acesta ar fi să facă iarăși front comun cu părinții. Dacă părinții au impus o anumită regulă, dau un simplu exemplu, nu mâncăm cartofi prăjiți, bunicii să nu le taie părinților autoritatea, să spună, ok, mâncăm și nu știe mama. Este primul pas prin care noi învățăm pe copii să mintă. Astăzi facem o greșeală atât de micuță și de nevinovată că aia a fost copilului poftă de ceva, nu știu, dau un exemplu, de înghețată. Și bunicii au încălcat regula, copiii învață că se poate. Și dacă s-a putut odată cu bunica, se mai poate și a doua oară cu bunicul și dacă s-a putut odată de două ori, clar se va mai putea de 100 de ori și așa vor crește, li se va implementa acest gând și vor extrapola și în alte medii. Se poate să facem și lucruri care sunt interzise și iarăși ajungem la ceea ce discutam înainte de publicitate și anume la vicii. Și atunci rugămintea mea este, în cazul în care bunicii sunt atât de drăguți și își permit și sunt în putere și vor să-i ajute pe proaspeții căsătoriți sau mai puțin proaspeții căsătoriți în creșterea copiilor, să le respecte regulile, chiar dacă nu sunt neapărat în concordanță cu ceea ce își doresc ei. Să-și amintească că nu sunt copiii lor, că ei au avut ocazia lor de a crește proprii copii și acum să le dea voie copiilor lor să-și crească
nepoților, copiii, să și crească după propriile lor reguli. Așa este. Haideți să vorbim puțin despre reguli. De reguli ne întâlnim prima dată în mediul școlar, când intrăm în societate. Regulile le avem deja formate din familie, avem un set de reguli. Urmează școala, facultatea și ajungem să ne responsabilizăm pe baza acestor reguli. În familie, fiecare ar trebui să aibă regulile familiei. Cum ne stabilim noi regulile familiei? Aici iarăși diferă de la familie la familie, însă iarăși îmi vine în minte un citat: dacă vrei să ajungi departe, să fii un om de succes, să fii un om realizat, ordonat, începe prin a-ți face patul dimineața. Și probabil că mulți dintre voi ați râde și ați zice, ok, care este legătura? Este una foarte, foarte mare. Tu, făcându-ți patul în fiecare dimineață, dezvolți un automatism. Dezvolți o responsabilitate, astfel încât te trezești și știi că primul lucru pe care îl faci este să-ți aranjezi camera, după care îți faci tabieturile de dimineață. Și așa cum ne educăm pe noi, ar trebui să-i educăm și pe copii și să le insuflăm, practic, modele de viață, căci astea sunt până la urmă. Căci un copil care învață să treacă pe culoarea verde și să se oprească la culoarea roșu, chiar dacă nu este nicio mașină în secunda aceea în care el s-a uitat, învață, sau probabil că a învățat deja, că viața este foarte importantă, că trebuie să o prețuim și trebuie să avem un respect față de noi, de viața noastră și de anumite cutume care au fost lăsate. Și întotdeauna am face foarte bine să le spunem copiilor și de ce. Asta în cazul în care nu cumva ne întreabă, căci copiii întotdeauna ne întreabă, da, de ce? Și atunci noi să-i spunem, ok, așa cum îți spuneam mai devreme, cu tutunul, cu alcoolul, întotdeauna trebuie explicat copilului. Nu este suficient să-i spui, nu fuma. De ce să nu fumezi? Spune-mi de ce. Cu atât mai puțin credibil vom fi când îi vom spune copilului nu fuma și noi tocmai ne-am stins țigarea în scrumieră. Și atunci trebuie să ne gândim puțin, ok, îi spunem nu fuma pentru că dacă vei fuma, ți se poate întâmpla. Și enumerăm toate lucrurile negative care apar. Și așa ar trebui să facem în fiecare lucru, pentru că și noi, dacă am fi puși în situația în care să învățăm un lucru nou și cineva ne-ar spune, pune asta aici. Nu am vrea să știm de ce? Oare nu am vrea să știm care sunt repercursiunile faptului că noi nu punem acel lucru acolo? Copiii sunt exact ca și noi. Dacă încercăm să-i tratăm cu respect și să-i luăm măcar puțin în serios, o să vedeți că rezultatele sunt cu totul și cu totul diferite și relația dintre părinți sau, în cazul în care spuneai tu, bunici, care petrec mai mult timp cu ei, va fi una foarte bună, pentru că transparența este cheia succesului și a reușitei. Și există, bineînțeles, și beneficii pe care creșterea de către bunici o aduce, și anume faptul că ei vin cu povești din altă generație. Și mă gândesc acum la război. Nu sunt neapărat povești cu totul și cu totul minunate, dar la bază au foarte multe, cum să-i spun, foarte multe învățăminte, foarte multe lucruri bune. A lupta, a trece prin foamete, a rămâne totuși o familie închegată, a avea dragoste pentru țară, pentru poporul tău, a-ți face datoria. Sunt o mulțime și o mulțime de învățăminte pe care le putem lua de la bunici. Așadar, cred că asta ar fi soluția ideală, ca părinții să aibă o relație bună atât cu bunicii cât și cu copiii, indiferent cu care dintre ei copiii petrec mai mult timp. Așa este. Bunicii oricum sunt mai sensibili, sunt mai bătrâni, doresc să facă cât mai mult pentru nepoții lor și sunt de apreciat și felicit. Bunicii care se implică în educația copilașilor, dar în același timp, cum ai spus și tu, Iasmina, trebuie să impunem anumite reguli și să comunicăm cu aceștia tot timpul. Ajungem să ne blocăm la un moment dat în viață și să nu avem probabil curaj să facem și să mergem spre calea să ne îndeplinim visul, fiindcă despre împlinirea visului discutăm acum. Cât curaj ai avut tu și cât de greu ți-a fost să-ți împlinești visul? Ce limite ai întâlnit în împlinirea visului?
Dacă ți amintești, îți spuneam că încă de la început, de când doar am făcut anunțul că voi merge la această facultate, m-am împiedicat puțin de reticența, cel puțin verbală, a unchiului, pentru că am avut noroc de o familie minunată, atât unchiul cât și mama mea, cât timp a fost în viață, m-au susținut enorm. Ei nu au o pregătire universitară, dar au un bagaj enorm de foarte multe principii morale și de la ei am învățat că indiferent câtă școală voi face, aceasta va fi egală cu zero dacă eu nu voi fi un om integru, dacă eu nu voi avea demnitate și dacă eu nu îmi voi urma lucrurile pe care le-am învățat acasă, așa cum spuneam, în cei 7 ani de acasă. Și cumva ei, neștiind despre ce este vorba, au fost puțin reticenți, dar nu neapărat să mă îndepărteze, cât în faptul că nu știau dacă este bine pentru mine. Eu le spuneam că sunt foarte pasionată de tot ce ține de psihologie și că mi-aș dori foarte mult să lucrez în mediul penitenciar. La fel ca în oricare altă slujbă, ca în oricare alt mediu, există și incidente. Și așa cum bine știm, s-au întâmplat unele incidente în anumite penitenciare în care psihologul a fost rănit și fizic. Și bineînțeles că ei au asociat acele evenimente cu viitoarea mea meserie și au zis: "O, nu, nu vrem să ți se întâmple asta." Dar până la urmă ieșim din casă și nu avem certitudinea că ne întoarcem. Și atunci nu cu gândul acesta ar trebui să plecăm la drum. Și am încercat și am tot încercat și le-am tot povestit. Uite, mie îmi place foarte mult asta, eu studiez foarte mult asta, eu vreau să mă apropii de oameni. Eu simt că aici aș putea să fiu fericită, pentru că, așa cum îți spuneam, și poate observ că tot îmi vine în minte citate, asta datorită faptului că citesc foarte mult. Cărțile sunt, probabil, prietenele mele cele mai bune, sunt cele care nu m-au părăsit niciodată și întotdeauna descoper altele. Și ele au fost psihologul pe care nu l-am avut atunci când am fost și am făcut școala la sat, pentru că, așa cum spuneai tu, în cele mai multe dintre școlile rurale nu ai un astfel de prieten. Și atunci m-am refugiat cumva în cărți, deși am găsit înțelegere și în dirigintele meu, și în prietenii mei, și în mama mea, dar când simțeam eu cumva că poate situația îi depășește, cărțile au fost prietenele mele. Și în cărțile acestea m-am descoperit pe mine. Cu ajutorul lor m-am descoperit pe mine. Iar când am ajuns în sfârșit la psihologie, am avut acea senzație pe care nu știu câți dintre noi o avem: sunt în momentul potrivit, la locul potrivit. Și am știut că tot ce va urma, pentru că o să-ți dau acum câteva detalii pe care poate tinerii de astăzi nu o să le înțeleagă, eu întâmpinam probleme de genul că nu aveam unde să listez un referat. Știu că o să ni se pară foarte bizar la ora actuală, dar acum 11 ani erau foarte puține locurile publice în care puteai lista, eu nu aveam o imprimantă și cam cu astfel de piedici mă împiedicam zilnic și au fost mici. Știu că astăzi nu contează, dar la momentul acela parcă mă îndemnau să mă opresc, însă nu a fost așa și am reușit să termin facultatea cu bine, am reușit să fac masterul, chiar dacă, așa cum spuneai tu, atât din partea prietenilor: ok, o să fii psiholog și ce o să faci? Unde o să lucrezi? Vezi tu foarte multe posturi vacante? Căci mă întrebai în prima parte a emisiunii ce facem când nu ne găsim un loc de muncă. Foarte mulți dintre noi terminăm o facultate și ajungem să lucrăm în cu totul și cu totul alt domeniu. Și până la urmă este o soluție bună, căci cu toții trebuie să plătim facturi și să mâncăm și acesta este scopul, să ne întreținem și să ne susținem vital. Dar, bineînțeles, ideal ar fi să facem ceea ce ne place și să mergem cu drag la muncă. Și, mai mult decât atât, cred că ar trebui să încercăm pe cât posibil să ducem acest vis la împlinire, pentru că de asta am și numit tema de astăzi, împlinirea visului prin educație, pentru că dacă plecăm cu o bază a educației foarte bună, avem mult mai multe șanse de reușită. A cui? A visului. Ce înseamnă visul, de fapt? Înseamnă un lucru pe care tu îți dorești să-l faci toată viața. În cazul meu, mi-am dorit foarte mult să fiu psiholog. Mi-am dorit să pot să fac asta toată viața și mi-am dorit, trebuie să recunosc, să pot să mă întrețin din această slujbă, să-mi plătesc chirie, facturi și așa mai departe, tot ce avem de plătit fiecare dintre noi.
Și acest lucru nu s-a întâmplat foarte ușor, trebuie să vă recunosc și asta, pentru că observ foarte mulți oameni de succes vin și ne spun, oh, am făcut asta, asta și pare atât de ușor, pare o poveste și când tu te apuci să faci, te împiedici de un simplu fapt. Nu ai o imprimantă, ți-a picat internetul. Îmi amintesc perfect în ziua în care trebuia să susțin licența, am predat licența gata, făcută în piele și trebuia să-mi listez și mie încă o parte să o am eu, să mă mai uit peste ea. Mi-a căzut internetul. Trebuia să pun pe... Mi-a căzut curentul, nu internetul. Trebuia să pun pe stick. N-am mai putut. M-am dus cu unitatea. A fost o întreagă tevatură. Și asta ni se întâmplă tuturor în viață. Și ar fi foarte bine să le spunem asta și copiilor, și părinților, și tuturor celor din jurul nostru. Este în regulă să-ți fie greu. Este în regulă să plângi. Este în regulă să fii trist. Este în regulă absolut tot ce ni se întâmplă, pentru că suntem ființe umane, pentru că trăim o grămadă de lucruri, de emoții, de percepții și până la urmă despre asta este viața. Viața nu trebuie să fie așa. Când lucrurile se întâmplă așa, de obicei viața se sfârșește. Așadar, lucrurile e ok să se întâmple cu urcușuri și coborâșuri, pentru că până la urmă astea ne definesc. Și da, dacă aș sta acum cu tine, nu cred că avem spațiu în emisiune să-ți povestesc prin câte și prin câte piedici mici am trecut și am ajuns să îmi împlinesc visul și consider că nici acum nu sunt în punctul de vârf. Consider, așa cum mă întrebai, că mai am multe lucruri de învățat. Consider că mai sunt lucruri de îmbunătățit la cabinetul nostru. Întotdeauna vin alți copii și învăț în fiecare zi de la fiecare copil care vine, pentru că fiecare din el este diferit. Și uite, o să-ți spun primul lucru pe care l-am învățat de la copii. Bineînțeles că mi-am făcut temele și m-am pregătit, am fost chiar pe lângă o doamnă logoped, să învăț exact din practică ce înseamnă a fi logoped. Și am văzut cum se desfășoară dânsa, am mai mers la o altă doamnă, într-un alt județ, să văd, să pot să fac așa puțină comparație. Am citit foarte mult pe lângă ce am învățat în școală și am ajuns în sfârșit în fața primului copil. Și l-am rugat frumos să ia loc pe scaunel, eu pe un scaunel și am început activitatea noastră. Și mare mi-a fost uimirea să văd după mai puțin de 3 minute că s-a ridicat copilul de pe scaun. Și eu îl rugam, dăm un exemplu, Andrei. Andrei, te rog frumos să iei loc și să continuăm. Și copilul nu mai stătea. Și m-am panicat. Ok, ce facem acum? Pentru că ce am învățat eu și ce am citit eu se aplica probabil acum 20 de ani, când au fost scrise cărțile. Iar acum, așa cum spuneam, copiii sunt din generația Z, sunt foarte activi, nu reușești să-i ții focusați pe un anumit lucru mai puțin de 5 minute. Și atunci trebuie în 5 minute să ai grijă cum pui problema astfel încât să obții și rezultatele pe care le dorești. Și așa am învățat eu de la copii că tehnica Montessori este cea mai bună și că nu avem nevoie neapărat de scaune sau de măsuțe, că putem foarte bine să ne desfășurăm pe un covoraș, pe o canapea, oriunde vrea copilul, îl lași să meargă, să cerceteze, să vadă și unde se simte el cel mai bine și unde este zona lui cea mai bună, acolo lucrez și așa vin și rezultatele. Trebuie să ne adaptăm în timp, să ne adaptăm nevoilor acestora. Spuneai că ești și logoped, Iasmina. Ce-i determină pe părinți ca să meargă la logopedie și ce înseamnă logopedia? Ce rol are logopedul? Da, am început să discutăm despre asta în prima parte, dar nu am reușit să dezvoltăm. Așa este. Așa cum îți spuneam, vin în principal din partea educatorilor, în principal trimiși de altcineva, de un vecin. De curând a venit o adolescentă și mi-a spus mămica ei, mie mi se pare că îl zice foarte bine pe R. Nu știu de ce soțul are impresia că nu îl zice bine pe R. Și atunci este foarte ușor să-i faci testul auzului perfect. Pur și simplu mi-a scos telefonul, am înregistrat-o pe fetiță în timp ce citea un rând format din cuvinte, toate începând cu R. Și am dat doamnei să asculte. A, da, parcă se aude altfel. Dar dânsa, stând cu ea în fiecare zi, era obișnuită și fiind obișnuită, pur și simplu nu a putut sesiza
această mică problemă, căci până la urmă nu este neapărat o problemă foarte gravă și deja fata era la nivelul în care putea să decide singură dacă își dorește să corecteze sau nu, însă decizia ei a fost să corecteze. Așadar, la logoped, în primul rând, este foarte greu. Toată lumea mă întreabă cu ce se ocupă logopedul. E foarte greu să desparți și să delimitezi cumva foarte clar logopedia de psihologie, pentru că până la urmă, fără psihologie nu poți să faci nimic. Prima lecție la psihologie este despre empatie. Dacă nu există empatie în logoped, el nu are chimie cu copilul și de fiecare dată când un părinte mă sună că ne-a găsit pe undeva pe Facebook sau printr-o recomandare, mă întreabă, ok, de când putem începe? Și eu îi spun, nu pot să vă spun de când putem începe, putem să programăm o primă ședință, ne întâlnim cu copilul și abia după aflăm dacă copilul a avut o chimie cu mine sau nu. Și aici aș vrea să vă spun câteva lucruri pe care ar trebui să le faceți înainte să mergeți la logoped, oriunde ați merge și la oricare logoped ați decide să ajungeți. În primul și primul rând, dacă ați găsit undeva pe Facebook sau pe vreun site cabinetul logopedului, să-i arătați și copilului, oricât de mic ar fi, chiar dacă are 3 ani și vă doriți să-i îmbunătățiți vorbirea, arătați-i poze. Cu siguranță, orice logoped pune poze, filmulețe, ceva ce poate el vedea, astfel încât să știe că va merge într-un loc în care au mai fost copii. Va merge într-un loc în care va găsi foarte multe jucării și jocuri și cineva va fi acolo special pentru el. Acest lucru îl va ajuta foarte mult să se familiarizeze, căci gândiți-vă la dumneavoastră. Dacă va reveni cineva și va spune acum, hai să plecăm, nu v-ați gândi, ok, dar unde mergem? Am ce-mi trebuie la mine? Oare sunt îmbrăcat potrivit? Oare o să mă descurc? Oare ce o să vorbesc? Până și pe noi ne ia așa puțin teama. Dar mai când îi spui unui copil, mâine mergem la logoped. Se întâmplă ca foarte mulți adulți să confunde logopedul cu ortopedul. Gândiți-vă cum înțelege un copil diferența dintre logoped, medic, dentist, parcă sunt toți la fel, nu-i așa? Lucru pentru care, iarăși cum îți spuneam, am învățat de la copii cum să mă îmbrac. Am început să mă îmbrac la cămașă, frumos, să fiu elegantă atunci când vin părinții cu copilul, să fiu prezentabilă. Copiii mi-au arătat că cel mai bine ar fi să stăm pe jos, pe covor. Așadar, am ajuns la jeans și tricou, cât mai colorate, cât mai relaxante, ca să putem să ne desfășurăm cât mai bine activitatea. Și o să mă întorc din nou la dumneavoastră și o să vă spun că o să vă rog să sunați logopedul în primul rând, să programați o ședință de cunoaștere. În cazul în care el nu vă va spune asta, să-i spuneți dumneavoastră că asta vă doriți, o ședință în care să stați nu mai mult de jumătate de oră, în care copilul de față cu dumneavoastră să interacționeze cu logopedul. Ar fi ideal dacă ați putea să mergeți ambii părinți, în cazul în care în familie există ambii părinți și în cazul în care există și frați, să participe și ei. Asta îi va da o mai mare încredere copilului că se află alături de cei dragi, nu doar cu mama, nu doar cu tata, pentru că s-ar putea ca părintele lui preferat să fie mama și el să fie la logoped cu tata și asta să îi aducă o oarecare anxietate și să nu se simte neapărat în siguranță. Așadar, mergeți cu toată familia. Nu vă temeți, logopedul are destule scaune și o canapea suficient de mare pentru toată lumea. În cazul în care discutăm despre întârziere verbală, în cazul în care poate ați consultat un psihiatru, un neuropsiholog sau ați mai văzut pe cineva înainte, căci vorbim și de cazuri puțin mai delicate, luați toate actele cu dumneavoastră. Psihologul, logopedul în special, a făcut o școală de psihologie, cu siguranță are și un master și știe să citească și să înțeleagă acele acte și îl ajută pentru a ști cam unde se poziționează copilul dumneavoastră înainte de a-i face el anumite teste și de a relaționa cu el. Foarte important, tot așa, înainte de a merge, toată familia se așează la masă, toată familia vorbește cu copilul, mâine vom merge acolo, poi mâine, când hotărâți dumneavoastră, cu cât îl anunțați mai din timp, cu atât mai bine. Cu cât vede mai multe videoclipuri și aude mai multe voci diferite, nu știu, de fetițe, de băieți, cu atât este mai bine. Și să-i spuneți că este un loc de joacă, este cel mai simplu pentru el, chiar dacă pare o minciunică, este mult mai ușor de înțeles. Mergem la un loc de joacă, până la urmă este cumva adevărat, căci logopedul se va juca cu el și doar prin joc va învăța. Așadar, mergeți cu toții acolo,
vedeți ce se întâmplă, cum se prezintă, cum discutați cu logopedul și abia când ajungeți acasă, îl întrebați pe micuț, cum a fost, cum te-ai simțit, ai vrea să mai mergem? Uite, la fel ca și domnul logoped, eu cred că nu îl zici foarte bine pe R, dar mi se pare că dacă ai mai exersa, ai reușit să-l zici foarte bine. Ai vrea să mai mergi la domnul, doamna respectivă și să vă mai jucați împreună și poate reușiți să-l spuneți pe R? Este cazul ideal, bineînțeles, acesta, să nu-i spune copilului, ok, mergi acolo, o să înveți să vorbești bine. Deja îi spune copilului că nu vorbește bine, deja îi dăm o încărcătură, o povară pe spate, spunându-i, tu nu vorbești bine. Și el ajunge la logoped și nu deschide gura, pentru că tocmai a auzit de acasă că i s-a spus că nu vorbește bine și nu vrea să facă acest lucru de față cu un străin, să nu vorbească bine. În cazul în care greșește în fața logopedului, nu vă temeți, logopedul în fiecare zi vede copii care fac mici greșeli, mai ales de vorbire. Nu vă rușinați, ok, poate copilul meu nu a zis bine și alți copii au vorbit bine. Nu aveți de ce să vă rușinați, acolo nu este omul care să vă judece sub nicio formă. Așadar, duceți-vă cu sufletul deschis și lăsați omul să-și facă treaba, pentru că am văzut de câteva ori părinți care voiau să intervină, nu știau ce să facă, să mă ajute, să nu mă ajute. De fiecare dată știu să găsesc o soluție sau copilul mă învață să găsesc o soluție astfel încât să ajungem la punctul în care îmi doresc eu, și anume să ne rezolvăm problema pe care o avem pentru ziua respectivă. Chiar dacă pentru o secundă lucrurile parcă ies de sub control, nu știu, eu mi-am programat să lucrăm pe 4 jocuri, dau un exemplu, și copilul spune că nu-și dorește niciunele. Super! Așa cum spuneai tu, ne adaptăm și schimbăm și lucrăm așa cum își dorește el. Am avut un băiețel de 6 ani cu care nu puteam să discut absolut deloc. Dar când spun deloc, spun deloc, dacă nu aduceam în discuție dinozaurii. Așadar, toate jocurile, toate cărțile, toate puzzle-urile s-au învârtit în jurul dinozaurilor. Până la urmă, eu mi-am atins scopul și el a vorbit corect și până la urmă el și-a atins scopul și eu am învățat foarte multe specii de dinozauri. Și la final am fost cu toții fericiți. Așadar, cred că ar trebui să ținem cont de câteva lucruri înainte să mergem la logoped și așa cum facem și noi la psiholog. Prima oară ne întâlnim, după aia luăm decizia, după aia programăm cum merg lucrurile mai departe, pentru ca să fie o trecere lină și să nu fie încă o traumă în plus, pentru că da, la logoped și psiholog vin și copii care sunt traumatizați. Și acum nu mă refer neapărat că sunt traumatizați în familie și o să vă dau un exemplu ca să nu vă sperii foarte mult. Mergem frumos pe stradă cu copilul, ne plimbăm, de niciunde apare un câine. Apare un câine foarte mare, se repede spre copil și latră. Nu l-a atins, nu l-a mușcat, nu i-a făcut nimic, dar l-a speriat enorm. Se poate întâmpla ca în urma acestui eveniment să fie totul în regulă. Copilul să ajungă acasă, să uite. Sau se poate întâmpla ca copilul să nu mai vorbească. Asta în cel mai rău caz. Un caz foarte recent venit în cabinetul nostru a fost a unor părinți cu un copil. Au 3 copii, 2 mai mari, unul mai micuț. Au fost în vacanțe, că tot vorbeam de vacanțe. Părinții s-au străduit să le ofere o vacanță cât mai minunată la mare și tatăl a făcut o glumă și s-a jucat cu copiii aruncându-i pe rând în apă. O apă foarte mică care nu îi punea sub nicio formă în pericol. Când a venit rândul copilului celui mic, s-a speriat. Și în urma acestei sperieturi a devenit bâlbâit. Când și când, în anumite cuvinte sau prepoziții, tinde să le repete. Este o problemă pe care o aproximez că se va rezolva foarte repede, dar ia uitați cum a apărut de niciunde. Pleci cu gândul să fie foarte bine, să le oferi copiilor amintiri și se întâmplă ceva absolut neprevăzut. Cine s-ar fi gândit la așa ceva? Și de asta spun că trebuie să fim de la început, să nu punem presiune pe copil, chiar dacă vrem să-l ducem la psiholog sau la logoped. Și când zic la psiholog, mă refer la adolescenți, căci aici lucrurile nu mai sunt la fel de ușoare ca și cu copiii și discuțiile trebuie să fie mult, mult mai calde și mai deschise înainte de a merge la un psiholog și cu siguranță el este cel care va trebui să aleagă psihologul la care merge. Pentru că mi s-au întâmplat și cazuri în care să-mi spună părinții, am fost la
un alt logoped și nu a vrut copilul să stea. Pur și simplu nu a vrut să stea. De asemenea, dacă se întâmplă copilul să fie foarte micuț, 2-3 ani, să nu fi stat deja la creșă, să nu fie obișnuit să fie singur, ar fi de preferat ca logopedul să-i permită să stea în cameră sau într-o cameră alăturată sau undeva unde copilul se simte în siguranță. Întotdeauna să aveți grijă ca al dumneavoastră copil să fie în siguranță. Să nu credeți că, nu știu, auzim foarte des pe la grădinițe, lăsați-l doamnă să plângă că nu-i nimic, toți copiii plâng. Cu siguranță toți copiii plâng, dar ideea e să nu plângem până ne traumatizăm. Căci dacă n-am avut o pregătire în prealabil în a merge la grădiniță, în a merge la logoped, despărțirea este foarte traumatizantă. Căci copiii o asociază cu ruperea de mamă, cu abandonul. Ei nu pot să facă diferența la acea vârstă. Mama mă duce undeva unde mi-e bine. Chiar dacă văd o grămadă de jucării în jurul lor, acele jucării nu înseamnă nimic în comparație cu dispariția mamei, pe care nu știe dacă o va mai vedea sau nu. Mulțumim, Iasmina, fiindcă ne-a explicat foarte frumos tot acest rol al logopedului și al logopediei. Ne-ai spus cum să procedăm dacă copilul este reticent la această direcție și ai explicat foarte bine. Ne-ai putea spune, Iasmina, dacă în mediul școlar copilul este reticent să meargă la logoped, fiindcă i s-a recomandat să meargă la logopedul școlar, ce să fac ca și părinte? Să las sau să nu las să merg la logopedie? Dar în condiția în care nu am resurse financiare să-l dau la ore de logopedie în privat. Așa este. Tind să felicit părinții pe această cale, căci tot mai des copiii cât mai mici vin la logoped. Cumva părinții au observat că este o neregulă și atunci, chiar dacă resursele sunt mai puține și le canalizează în acest scop, tocmai pentru că nu vor să întâmpine mai departe acel bullying despre care vorbeam. Căci copiii sunt nevinovați, dar vrem, nu vrem, ei găsesc așa câte un motiv să, uite cum a zis, mai ales în cazul poeziilor. Tot așa mi s-a întâmplat cu o fetiță care cântă extraordinar de frumos să vină și în cadrul unei repetiții să facă o greșeală. Și pentru că a făcut această greșeală, ceilalți colegi au râs de ea și de aici s-a instalat o ușoară anxietate de a mai vorbi în public. Astfel încât fetița s-a închis și abia în momentul când a venit la noi în cabinet, după câteva ședințe bune, am reușit ușor-ușor să ne împrietenim și cu jocuri de rol, să vorbim despre alte persoane, nu despre ea, care, culmea, acele persoane treceau prin aceeași experiență ca ea și abia atunci a reușit să înțeleagă. Să aibă copiii mai mari probleme și nevoi să meargă la logoped este din ce în ce mai rar. Acolo mai mult psihologul, pentru că ajungând deja peste 10-12 ani, cam toți copiii reușesc să vorbească bine cu ajutorul părinților sau al unui specialist. Însă și în cazul în care avem probleme cu râu, că râu este litera care ne dă de furcă până când suntem chiar și adulți, în cazul în care n-am luat măsuri, recomand să se meargă, așa cum am spus, la medicul de familie. Medicul de familie întotdeauna va găsi o soluție pentru cineva care poate nu are resurse. De asemenea, foarte multe cabinete, printre care și noi, mai facem și cazuri pro bono. Așadar, întrebați și acest lucru când sunați la cabinet. Fără nicio rușine, puteți să-i spuneți omului, să nu uitați că el este un om care a studiat psihologia, că este un om care iubește oamenii și debordează empatie. Așadar, nu vă temeți să-i spuneți ce probleme aveți, prin ce perioade dificile treceți și să nu uităm că până la urmă cel mai important este binele copilului și cu siguranță veți găsi înțelegere. Poate că nu vă poate oferi un abonament gratuit, căci poate are agenda încărcată, dar cu siguranță măcar o ședință, două gratuită, cred că veți putea găsi la absolut orice logoped, psiholog. Merg cu el la psiholog sau la logoped. La logopedie
sunt anumite exerciții, ca și părinte, să mă interesez de aceste exerciții și să le continui acasă sau să las doar în seama locopedului acestea? O întrebare foarte, foarte bună, excelentă chiar. Așa cum spuneam și la școală, profesorii fac o parte din treabă, restul o continuă părinții. Așa se întâmplă și la logoped. În cazul în care sunt problemele la mai multe litere sau în cazul în care vorbim de altfel de probleme, la întârzierea mentală și așa mai departe, ce face logopedul este doar startul. Și logopedul va da teme de casă părinților împreună cu copiii, iar rugămintea mea este ca părinții să facă acele teme, să-și găsească timp, dacă nu ei, cineva, bunicii, cum spuneai tu, cei care au grijă de ei, să ajute copilul să muncească, pentru că sunt lucruri pe care doar repetându-le le putem învăța, corecta sau a deprinde dexteritatea pentru ele. Așadar, da, facem temele de casă. Bine. Iasmina, ești un profesionist și să știi că telespectatorii și clienții tăi ți-au dat un feedback foarte bun și pe pagina noastră de pe Facebook. Să vedem ce comentarii am primit de la telespectatori. Codrean Daniela, cea mai drăguță doctoriță locoped. Copiii au mers cu drag ca la o prietenă. Foarte frumos. Este foarte important să primești acest feedback de la clienții tăi și cu siguranță. Cred că îți dau putere să mergi mai departe și să te perfecționezi. Așa cum ai spus tu, întotdeauna găsești mijloace de perfecționare. Așa este. O salut și eu pe Daniela și mulțumesc că m-a ales și salut și pe copii. Ia să vedem ce comentarii am primit. Adevărată lecție pentru părinți. Mulțumim. Noi vă mulțumim că vă uitați la noi și dacă aveți întrebări de pus, vă așteptăm să intrați în direct la numărul de WhatsApp. Veți primi un cod. Pe baza acestui cod vă registrați și veți intra în direct cu noi și putem să dezbatem împreună cu voi acest subiect. Și vorbeam despre împlinirea visului. Mai vorbeam că nu întotdeauna putem câștiga sau să ne menținem traiul din pasiunea sau visul pe care îl avem. De exemplu, îmi doresc să fiu pictor. Știm cât de greu e să fii pictor și cât de greu îți câștigi bănuții din această meserie. Îmi doresc să fiu antreprenor, dar prima dată trebuie să am o resursă financiară ca să fac chestia asta și să lupt pentru visul meu. Carieră sau vis? Sau putem să le îmbinăm și să ducem până la bun sfârșit visul? Ce părere ai? Da, astăzi dacă mă întreabă cineva ce sunt, pot să spun că sunt psiholog și logoped. Când eram mică, dacă mă întreba cineva ce îmi doresc să fiu, îi spuneam că îmi doresc să fiu doctor, profesor, solist, artist și musafir. Asta cu musafirul nu prea mi se întâmplă astăzi, în rest am reușit cumva să mi se întâmple toate celelalte. Și cred cumva că și dacă proiectăm în copilărie, un anumit vis se întâmplă să îl împlinim, bineînțeles dacă muncim. Și dacă astăzi pot să îi mulțumesc lui Dumnezeu și părinților care în fiecare zi mă aleg și, așa cum ai spus și tu mai devreme, interacționează cu mine și după, cred că sunt 8 ani de zile de la primul meu client și mămica încă și în ziua de astăzi îmi trimite filmulețe cu fetița când este pe scenă și cântă și așa mai departe. Iar relația asta și bucuria pe care o simt nu o pot compara și nu o pot contoriza în nicio sumă posibilă. Dar pe partea cealaltă, așa cum spuneai tu, sunt facturi de plătit, sunt chirii de plătit pentru cabinet și tot ce este necesar, jucării și lucruri care se deteriorează și este nevoie să le schimbăm și apar tot felul de jocuri noi și trebuie să fim la curent cu tot ca să fim foarte, foarte bine dotați și cumva ai nevoie de resurse. Pentru că nu este un program de 8 ore în care ai asigurat venitul și copiii vin când au nevoie și nu vin când sunt vacanțe și sunt perioade și perioade. Asta m-a învățat să fiu un foarte bun manager. M-a învățat să mă organizez foarte bine și cu bănuții și m-a învățat că nu este rușinos să ai două joburi în același timp.
Încă din perioada liceului am muncit în diferite locuri, de la a face covrigi până la a face șaorma, până la a vinde haine, până la, nu mai știu, la un moment dat scriam tot felul de postări în zilele noastre mai aproape, scriam postări pe Facebook pentru diferite restaurante sau făceam videoclipuri promoționale. O mulțime de așa zise joburi am avut, joburi demne, bineînțeles, și nerușinoase, care mi-au susținut până la urmă visul cel mare și l-au ajutat să se împlinească mult mai ușor, și anume acela de a avea propriul cabinet, propriul spațiu în care să vină copiii și să îi pot ajuta și pe ei, dar și pe părinți, pentru că iarăși nu putem să delimităm foarte bine ajutorul pentru copii față de cel al părinților, căci totodată trebuie și pe părinți să-i ghidăm cum să se comporte ei acasă și cum să îi ajute în continuare pe copii. Așa este, Iasmina. Iasmina, ce zodie ești? Uite, o întrebare foarte bună. Nu știu ce zodie sunt pentru că sunt născută în 21 mai și în anumite horoscopuri am văzut că sunt tauri, iar în anumite horoscopuri sunt gemeni. Nu știu. Ce sunt? Să-mi spui tu. Haideți să vedem ce spune horoscopul. Vom citi horoscopul pentru ziua de mâine. Să vedem, Iasmina, ce spune la gemeni, ce spune la taur. Și tu poți să-ți alegi după așa, care o să ce aleg o eu. Să te influențeze pe tine mâine. Așa, care facem. Energie o să te influențeze, dar într-un mod pozitiv, sper eu. Neapărat. Ia să vedem. Pentru berbeci. Berbecii fac eforturi mari să țină sub control secvențele bănești curente și să nu permită deschilibrări. În ciuda felului lor de a trata banii ca pe un mijloc de a rezolva cât mai repede o chestiune de viață. Expansiunea personalității artistice, în cazul celor care desfășoară activități de creație sau interpretative. Nativii simt nevoia mai mult ca oricând să se afirme, fără să țină cont de eforturi sau cheltuieli. Taurii au un temperament puternic, iar reacțiile lor vor fi rigide. Dau impresia acum mai mult ca oricând că sunt autoritari. Pe de altă parte, este o zi în care nativii din zodia Taur învață și recapitulează cunoștințele. Horoscopul le recomandă nativilor să se ocupe îndeaproape de treburile profesionale, mai ales că la finalul zilei apar niște noutăți în ceea ce privește noua salarizare, bonusuri și cadouri. Semne bune. S-ar putea să-mi placă ce spune la tauri. Gemeni. Se pot confrunta cu posibile destabilizări interioare, survenite în urma unui proces interior de analiză și reevaluare a unor întâmplări de dată recentă. Energia vitală este fluctuantă, astfel că ai succes numai în treburi ușoare de rutină. Gemenii trebuie să fie pregătiți pentru gestionarea situațiilor noi. Deci gemenii se întâlnesc cu situații noi și trebuie să le gestioneze. Dar am văzut totuși că aleg să fie și introspecți, ceea ce mie îmi place foarte mult. Cred că cu toți ar trebui să facem așa din când în când o pauză și să ne analizăm. Un bun sfat, Iasmina. Să vedem racii. Racii caută să se descotorosească de persoane și de relații care nu mai îi reprezintă. Poate fi vorba despre rupturi în ceea ce privesc relațiile de iubire sau de prietenie. Vor găsi astfel puterea de a spune ce gândesc, de a-și argumenta cât mai bine deciziile, fiind susținut puternic de astre. Se află în spațiul clasei întâi a personalității lor, dându-le ocazia să-și exprime trăirile într-un mod cât se poate de direct, dar și ponderat, în același timp. Lei. Eu sunt în zodia leu și să vedem. Chiar mă interesează să ce văd să se întâmple ce mâine. Se va întâmpla mâine. Lei sunt într-o incertitudine totală la locul de muncă, iar opoziția pe axa RAC-Capricorn îi pune într-o ecuație dificilă în ceea ce privește activitatea curentă la locul de muncă. Pe de altă parte, nativii trecuți de 40 de ani se simt constrânși și frustrați în ceea ce privește partea profesională, simțind că nu se pot împlini pe acest plan. Horoscopul zilei le recomandă mai mult ca oricând să iau pauză, să se retragă din
forfota cotidiană pentru a se reechilibra și energetic. Mă bucur că eu am fost invitatul de azi și nu de mâine. Și dacă îmi permiți un sfat, cred că mâine ar trebui să te odihnești, să nu mergi la muncă. Eu acum sunt în vacanță. Meseria mea de bază este de educator. Sunt în vacanță și voi sta atunci acasă. Atunci nu vor fi probleme la muncă. Nu. Fecioarele vor fi nevoite să ia în considerație limitele persoanelor în dezvoltarea lor profesională, personală sau socială. Astfel, nativii ar putea identifica chiar aspecte mai puțin importante care pot fi corectate sau descoperite, cauze mai vechi sau provenite din tinerețe sau din copilărie, pentru a-și explica de ce sunt acum nemulțumiri și neîmpliniți. Atenție însă că în această perioadă se remarcă momente de tensiuni, ostilitate, scandal cu socrii sau cu partenerii de viață. Nu cred că și-ar dori nimeni scandal cu socrii. Eu mă bucur de cei mai buni socri de pe pământ. Sunt, cred eu, a doua mea pereche de părinți pe această lume și nu înțeleg sintagma aceasta să nu te înțelegi bine cu soacra. Mie soacra îmi face cadouri. Nici nu pot să-i spun soacră, îi spun mamă soacră, îi spun mama. Pot să zic că ești norocoasă. Balanță. Balanțele se tem acum să nu piardă fie locul de muncă, fie un spațiu locativ sau o moștenire. Așadar, nativii au un grad ridicat de tensiune și simt că nu pot face față greutăților. Cu toate acestea, pe fondul acestor incertitudini, nativii pot afla și adevăruri, prețioase chiar, și cine le este alături. Cine speră să aibă câștig de pe urma nefericirii sau a nesiguranței lor. O astfel de revelație, produsă într-un moment mai puțin plăcut, le va fi de folos în viitorul apropiat. Scorpion. Scorpionii vor da dovadă de intoleranță pe plan relațional. Conversațiile cu acești nativi vor fi blocate din cauza intransigenței și inflexibilității lor. Reacțiile celor din zodia Scorpion se vor traduce prin avertismente sau chiar prin amenințări. Tot în horoscopul de miercuri se remarcă decizii importante de ultim moment. Luate împreună cu partenerul de viață sau cu partenerii profesionali. Deci, scorpionul va fi nervos mâine. Să sperăm că nu. Recomandăm ceaiul de tei, este foarte bun la prima oră a dimineții. Mulțumim pentru recomandare. Săgetător. Pentru săgetători apar tot felul de situații anapoda, cu iz de eroare sau de abuz la locul de muncă, ori în plan salarial. Blocarea sau amânarea unor plăți, ajustarea cuantumului lor stabilit inițial, care pentru moment nu se pot remedia. Nativii pot avea parte de tulburări organice de scurtă durată, sub formă unor crize trecătoare. Se recomandă odihnă multă și o dietă bazată pe fructe și pe legume. Capricornii se lansează în cheltuieli multiple, cu sau fără voia lor. Pur și simplu trebuie să onoreze niște datorii de principiu către niște persoane de care sunt legați. Momentele acestea vin și pe fondul unor crize financiare cu care se confruntă nativii, dat fiind faptul că promisiunile unui job nou sau al unei măriri salariale nu se mai concretizează sau cel puțin nu s-au concretizat până acum. Vărsător. Vărsătorii au parte de disconfort total. Nu se mai simt bine în propria casă, în propria piele. Gândirea lor este în ceață, iar sentimentul de nesiguranță este la cote maxime. Nativii se vor confrunta și cu probleme în căsnicie sau în relație. În zona profesională nu va fi ferită de probleme, adâncit tot mai mult în criza vărsătorului. Peștii vor avea parte de revelații. Nativii vor descoperi pe căi mai puțin convenționale vești și informații prețioase, care le vor da lumea puțin peste cap, dar în același timp îl vor ajuta foarte mult. Atenție însă, este nevoie de multă chibzuire și de o analiză amănunțită, la rece, a tuturor pieselor care compun puzzle-ul misterului dezvăluit din viața lor.
Unchiul meu este în Zodia Pești. Profit de această ocazie să-l salut. Am văzut și că a participat la comentarii. De fapt, îi salut pe toți telespectatorii și pe toți prietenii noștri de pe Facebook care ne-au lăsat și comentarii. Și, unchiul, ai grijă să fii chibzuit, să... dacă ai probleme, mă suni. Iasmina, tu citești horoscopul? Da, rare ori. Rare ori. Obișnuiam să fac asta foarte des, însă cred că are și o parte foarte bună acest horoscop, chiar dacă ai văzut că nu se aplică în totalitate și cu siguranță nu tuturor. Pentru că, uite, tu nu ai 40 de ani, dar la zodia ta făcea referire și pentru cei de 40 de ani. Cred că ar trebui să spicuim și să luăm ce este mai esențial din el și să ne folosim așa ca de o mantră, pur și simplu să fie o notă pozitivă cu care poate începem dimineața sau săptămâna. Să ne influențeze într-un mod pozitiv. Întotdeauna. Hai să discutăm despre vacanță. Este perioada concediilor. Unde te-ai gândit să mergi în concediu? Am fost deja în concediu, așa, câteva zile, doar în Maramureș. Pentru prima oară am cunoscut frumosul Maramureș și am rămas absolut impresionată de Cimitirul Vesel de la Săpânța, care în același timp este un cimitir ce ne spune clar că este ceva trist, dar oamenii locului au reușit să-i dea o notă atât de personală și atât de frumoasă, încât cumva acele suflete vor dăinui pe vecie și oamenii își vor aminti mereu cu drag de ei, căci pe fiecare cruce este spusă povestea fiecărui om care este mormântat acolo. Și a fost cu totul și cu totul ceva special, și mănăstirile de acolo, oamenii sunt atât de calzi și de iubitori și atâta ospitalitate în hoteluri. Și îți spun că nu voi mai pleca în următoarea perioadă, căci în 31 august vom avea nunta și suntem aici cu ultimele pregătiri pentru... Felicitări și casă de piatră, ți-o dau. Mulțumesc, mulțumesc frumos! Dar după avem deja câteva destinații. Așteptăm totuși să vedem cum va fi vremea, pentru că în funcție de vreme, știi tu, după Sfânta Mărie, parcă lucrurile se schimbă și în septembrie o să vedem exact ce se întâmplă și încă nu suntem foarte deciși dacă vrem, nu știu, ceva de genul Turcia, să stăm să ne relaxăm sau vrem să vedem capitalele Europei. Vom vedea. Dar pe Facebook cu siguranță voi posta poze, căci mereu fac asta și vei vedea acolo. Unde îți place să îți planifici concediile în general? În țară, România sau în străinătate? Și de ce? Acum, cu excursia noastră în Maramureș, pot să spun că am văzut absolut toată România. De fapt, fără delta. În delta Dunării încă nu am ajuns, lucru care este pe wishlist-ul nostru, dar cred că ar trebui să începem cu România. Este o țară atât de frumoasă și acum dacă cineva a fost în Turcia sau în Dubai, la All Inclusive, și o să spună, păi da, dar în România nu sunt aceleași servicii, v-aș ruga să nu fim atât de duri și să nu facem comparație, pentru că fiecare țară are frumusețea ei. Ne place să mergem și în afară, în străinătate, dar nu ne place să mergem, de exemplu, în Spania și să mâncăm la un restaurant italienesc și să stăm într-un hotel de lux. Ne place să vedem cultura lor, dacă se poate cât mai aproape de pensiuni care sunt de acolo, să mâncăm mâncarea lor tradițională, practic să le cunoaștem cultura, căci altfel n-ar mai fi nevoie să ne deplasăm, că și în Timișoara avem o mulțime de restaurante frumoase și de hoteluri frumoase. Și atunci sugestia mea pentru voi este să nu vă lăsați foarte ispitiți de ce vedeți pe Instagram, pe internet, pe Facebook și să alegeți până și concediile în funcție de ce vă doriți voi și ce v-ar face fericiți. De exemplu, pe mine mă face fericită cunoașterea. Să cunosc oameni, să cunosc cultură, să văd locuri noi. Cred că m-aș plictisi de moarte într-un resort din Maldive. Cu siguranță mi-ar plăcea să-mi fac 2000 de poze frumoase, dar după aș citi și după aș nota și după, știi, pentru că nu mai e nimic de văzut, parcă, deși frumusețea locului e cu totul și cu Și să ai totul. activități, să faci Da, activități, să ieși, sunt foarte activă. Și cultura acelei zone, cred că contează foarte mult, să Cu vizitezi un muzeu, siguranță. să faci și să faci într-un fel să fie și educativ, să pleci cu o informație despre acea zonă și acel loc. Cred că tu faci acest lucru și te informezi și ei așa din fiecare părticică pe care o vizitezi. Așa este. Îmi place să spun că sunt un vampir energetic în cel mai pozitiv sens,
pentru că eu cred că fiecare om și fiecare carte, la fel ca fiecare țară, fiecare loc, au ceva să ne dăruiască. Suntem acolo, astăzi m-am întâlnit cu tine cu un scop și cu siguranță am învățat câteva lucruri de la tine, fie ele și tehnice, cum ne aranjăm, cum ți-ai controlat emoțiile, cât de minunată ești și ce bine m-ai făcut pe mine să mă simt și sper că și eu ți-am adus câteva informații. Cu siguranță ne-ai dăruit din experiența ta profesională și am primit și feedback bun de la telespectatori. Sper să le fie de folos ce sfaturi le-ai dat și consider că ne-ai dăruit din timpul tău, din cunoașterea ta și cu mare drag, cu mare îți drag. Mulțumim că ai acceptat invitația din această seară. Te mai așteptăm, Iasmina. Oricând, cu mare drag. Dragi telespectatori, vă mulțumesc că ați stat alături de noi două ore în direct. Vă rog să intrați pe pagina de Facebook Sud-Vest TV, să ne dați un like și data viitoare să aveți curaj să intrați în direct de a ne arăta pe unde sunteți voi în vacanță, dacă aveți vreo întrebare, pe unde călătoriți, unde sunteți și ce faceți. Vă mulțumesc și vă aștept joi de la orele 20 pentru a intra în direct chiar de aici, din platoul Sud-Vest.